Cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul din Scriptură, a fost descoperit și transmis prin Sfinții Autori ai cărților din Noul Testament. Întâi Evanghelie scrisă a fost cea după Sfântul Evanghelist Marcu, o Evanghelie a pătimirilor, dar și a bunei vestiri. Sfântul Evanghelist Marcu a fost unul dintre cei 70 de apostoli născut la Ierusalim, casa mamei sale fiind în apropierea grădinii Ghețimani. Tradiția bisericii noastre l-a identificat ca fiind tânărul ce a fugit în noaptea trădării lui Iuda, lăsându-și hainele în mâinile celor ce-l capturaseră. După slăvită înălțare, casa mamei sale a devenit locul tainic unde comunitatea apostolilor și a celor ce îi însoțeau se întâlneau pentru rugăciune și frângerea pâinii. Apropiat al ambilor apostoli, Petru și Pavel, i-a însoțit pe ambii în diferite etape ale misiunilor. După ce a mers împreună cu Petru la Roma, a mers în Egipt unde a întemeiat primele comunități creștine. La fel cum Sfântul Andrei este apostolul românilor, Sfântul Evanghelist Marcu este apostolul Africii. La fel, tradiția Bisericii Alexandrine mărturisește faptul că pe lângă bisericile născute în urma bunei sale vestiri, Marcu a fondat în Alexandria și o școală teologică ce a dat unii dintre cei mai mari teologi din istoria creștinismului. De asemenea, există și o liturghie ce îi este atribuită. Sfântul Evanghelist Marcu a fost cel care a redactat întâia Evanghelie. Toți ceilalți evangheliști i-au cunoscut lucrarea. De la Sfântul Irineu al Lionului aflăm că după trecerea lor a Sfinților Petru și Pavel, adică Marcu, ucenicul și tâlcuitorul lui Petru, ne-a lăsat în scris ceea ce a predicat Petru. De asemenea, Clement Alexandrinul confirmă acest lucru scriind că Marcu a scris Evanghelia din lucrările predicate de către Petru. Sfânta sa Evanghelie a fost foarte răspândită și bine primită de comunitățile creștine încă de la început. Modul foarte viu în care descrie evenimentele din viața Mântuitorului, detaliile precise oferite, observațiile atente asupra reacțiilor mulțimii nu puteau veni decât de la un martor ocular. Accentul Sfintei sale Evanghelii cade îndeosebi pe pătimiri. Aproape o treime din Evanghelia sa este dedicată acestei perioade din viața Mântuitorului. Sfântul Marcu a suferit o moarte martirică, iar sfintele sale moaște au stat în Africa până în anul 820, când au fost translate în Veneția, în biserica ce-i poartă numele. Sfântul Marcu, un autor luminat de Duhul Sfânt, ne-a lăsat marele său dar de a avea o mărturie detaliată din acele timpuri sfinte în care a trăit și suferit pe pământ Mântuitorul Hristos.